S-a născut la 7 luni, a plecat din spital cu 8 diagnostice și acum la 9 ani încearcă să prindă o șansă venită când nici nu mai spera. Zoe este o fetiță bolnavă care face zilnic terapii pentru a scăpa de bolile de care suferă. După 5 ani de când aștepta să fie și ea acceptată la operația de rizotomie dorsală selectivă, Zoe a primit vestea cea bună din Statele Unite. Numai că la scurt timp și apropiata pensionare a neurochirurgului american pun o presiune uriașă acum pe părinții ei care alargă să adune banii necesari. Îi putem ajuta și noi dând câte un SMS de 2 euro la numărul scurt fără recurență 8848. Există un om în cer, nu știu dacă tu l-ai văzut, dar eu l-am văzut. Se numește Domnul Dumnezeu care împlinește orice dorință vrei tu. De unde știe Zoe aceste lucruri, nu au aflat nici părinții ei, dar mama și tatăl s-au convins de-a lungul anilor că tot ce au trăit până acum ca familie vorbește despre protecția de sus. Mă simt ca și când Dumnezeu are grijă de noi. Pentru mama lui Zoe nici nu poate fi altfel. Zoe s-a născut prematur, avea doar 1 kg și a primit nota 6/7. Hemoragia intracraniană de la naștere i-a provocat fetiței un mănunchi de probleme medicale. Zoe a plecat din spital cu 8 diagnostice grave și a fost nevoie de 9 ani ca părinții, medicii și terapeuții să mai reducă lista bolilor. Cea mai lungă luptă însă și încă neterminată este cu spasticitatea musculară. Singurul chirurg care o poate ajuta pe Zoe este în Statele Unite. Zoe era foarte mică atunci când am descoperit operația din Statele Unite, adică ea nu s-ar fi calificat pentru că avea sub 2 ani. Evaluată de mai multe ori de-a lungul anilor de doctorul Park, Zoe nu a fost admisă pentru operația STR din cauza epilepsiei apărute brusc la vârsta de 4 ani. Boala lui Zoe a început să fie ținută sub control, o bucurie pentru părinți și o speranță că, în sfârșit, copila va ajunge la STR. Pe 15 februarie, doctorul Park a anunțat că intenționează să se pensioneze și pentru mine s-a năruit totul. Dar părinții au refăcut lui Zoe dosarul medical, l-au retrimis în Statele Unite și în 2 săptămâni, doctorul Park le-a scris că Zoe a fost acceptată pentru SDR. Pentru noi e foarte important ca Zoe să nu piardă șansa asta pe care a primit-o într-un fel divin. Zoe va fi printre ultimii copii din lume operați de doctorul Park, neurochirurgul care de-a lungul anilor a făcut 5.000 de operații SDR pacienților veniți la el din 85 de țări. Îmi doresc să merg mai bine. Nu avem încă toți banii. În momentul ăsta mai avem nevoie de 34.000 de euro. Puteți ajuta donând 2 euro printr-un SMS la numărul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al campaniei Vreau să ajut, din care va fi ajutată și Zoe. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctor. De ce vrei să te faci doctor? Ca să ajut. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.